acest neam de diavol nu se scoate decât cu rugăciune și cu post. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, ne bucurăm astăzi de o Evanghelie frumoasă, de o Evanghelie care în această duminică ne dăruiește puterea vindecătoare a Cuvântului lui Hristos Dumnezeul nostru. Pentru că trebuie să știm și să fim responsabili de faptul că Evanghelia, Sfânta Evanghelie, vine în urechile, în mintea și mai apoi, coborând în inima noastră, vine cu o putere vindecătoare. Dar ce vindecă Evanghelia? Evanghelia vindecă prezența morții nesfârșite aflată în ceea ce este trupesc, pământesc și muritor în noi. Și vine, odată cu cuvântul lui Hristos, vine însuși Hristos. Vine cu învățătura sa și cu darurile sale. De aceea, Sfânta Evanghelie, îndrăznesc să spun că are această putere vindecătoare. Pentru că vine cu acest balsam al vieții veșnice. Și dacă am privit la Evanghelia de astăzi, observăm ca personaje principale, îl observăm pe om în centru și mai apoi pe diavol și pe Dumnezeu. Privim la Evanghelia de astăzi și observăm un tată. Un tată zdrobit de durerea că fiul său este foarte bolnav. Este foarte bolnav de foarte mult timp. Și auzind că pe undeva există un vindecător, un om care face minuni, și tot auzind în stânga și în dreapta și la deal și la vale, își ia fiul și își spune: Domnule, am încercat atâtea, am răbdat atâta timp cu copilul meu, haide să mă duc și la omul ăsta despre care se aude atâta vorbă bună și iată, poate se va întâmpla ceva. Și mergând spre Hristos, întâlnește pe apostol. Și aude că și apostolii au puterea de la Dumnezeu de a lucra cu harul lui Dumnezeu. Pentru că știm că Hristos i-a trimis pe Sfinții Apostoli, pe Sfinții Săi ucenici. I-a trimis și le-a spus: mergeți în orice cetate și vindecați orice boală și orice neputință în popor. De aceea aveau și forța până a scula și morții, a scoate demonii, a vindeca bolnavi și a da liniște și pace poporului lui Dumnezeu. Și totuși, iată, a auzit și tatăl acesta, a auzit de minunile pe care le puteau face ucenicii Mântuitorului și s-a dus la ei. Dar ucenicii n-au putut să biruie suferința fiului și a tatălui. Și atunci ucenicii îi spun: iată, noi nu am putut să facem minunea cu fiul tău, dar Iisus poate să facă minune cu fiul tău. Iată că l-aflăm pe tatăl plecând de la ucenici și mergând spre Mântuitorul Iisus Hristos. Și vine înaintea Mântuitorului Iisus Hristos și îi spune: Dumnezeule, iată, am un copil care este lunatic și care de multe ori se aruncă și în apă și în foc. Și am fost la ucenicii tăi să-l vindece, dar n-au putut. Dacă într-adevăr tu faci minuni, dacă într-adevăr nu ești un înșelător, dacă într-adevăr nu sunt minciuni cele ce se vorbesc despre tine, și dacă
ai putea cumva să ușurezi suferința noastră, din familia noastră, fă o minune cu copilul meu. Atunci, Mântuitorul caută cu privirea la Tatăl disperat și spune, încercând să-L certe și pe Tatăl, dar și pe cei care erau împreună cu El. Și spune Mântuitorul, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Fraților, Hristos a rostit această mustrare pentru că a găsit credință în toți cei din jur. A găsit credință, lipsă de credință în ucenicii săi, care nu aveau credința desăvârșită și puterea de a birui pe stăpânitorul acestei lumi. A găsit necredință în Tatăl care era în mijlocul unei suferințe. Și noi știm că suferința de obicei te apropie de Dumnezeu. Dar totuși pe Tatăl din Evanghelia de astăzi îl găsim rece. Îl găsim totuși cu inima împietrită. Nu-L vedem cu inima arzând de suferință și de dorul lui Dumnezeu. Nu-L vedem ca pe alți fericiți din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos care vin ca la ultima șansă și singura șansă și de netăgăduit șansă pe care ar avea-o propria lor dramă. Iată-L vedem pe Tatăl din Evanghelia de astăzi cu inima rece, deși zdrobit, deși în suferință, totuși cu inima rece. Avea o credință slabă. Credința i-a fost atât suficientă cât să se ducă până la Dumnezeu, dar nu să îndrăznească înaintea lui Dumnezeu cu credință arzătoare și să dobândească prin credința sa, prin credința familiei sale, mântuirea și izbăvirea din boală a fiului său. Și atunci Mântuitorul îl întreabă ca să mai caute, să mai scotocească în inima Tatălui. De când este aceasta fiul tău? Păi încă din pruncie. Și parcă lasă să zboare prin mintea noastră câteva întrebări, dar oare de atâta timp n-ai reușit să-L găsești pe Dumnezeu? Oare de atâta timp ai stat în nepăsare și n-ai găsit în suferința fiului tău pe Dumnezeu? Oare nu ți-a fost suficientă această mână întinsă pe care ți-a dat-o Dumnezeu prin suferința fiului tău ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să fii un om fericit împreună cu familia ta? Păi vezi că din cauza aceasta suferi, pentru că n-ai reușit să urci această mică golgotă pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Atunci i-a mai rostit Mântuitorul. De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Ei bine, fraților, când a rostit Mântuitorul lucrul acesta, a rostit și această putere ziditoare despre care vă spun că o au Sfintele Evanghelii. A rostit forța aceea care ajunge până la adâncul sufletului omului. Și a făcut să dea la o parte nepăsarea și împietrirea Tatălui. I-a spus Dumnezeu, cu credința ta și cu faptul că poți crede, se va mântui copilul tău. Și atunci, iată, Duhul Sfânt a dat acestui tată numai multă credință. Nu a dat puterea de a-și vindeca fiul, dar i-a dat o pânză, o pâclă la o parte din suflet, de peste inima sa și a văzut că nu are credință și s-a văzut pe sine gol de toată mândria și de toată împietrirea pe care o avea el. Și a spus atunci, tatăl i-a spus,
Mântuitorului Iisus Hristos. Cred, Doamne, și în timp ce a spus și-a dat seama că nu crede. Ajută-ne credinței mele. Și-a dat seama că credința pe care el credea că o are, de fapt, înaintea lui Dumnezeu, este, nu este credință. Este poate chiar o luptă și o brăznicie înaintea lui Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele cu care vin înaintea Ta și care cer cu atâta o brăznicie, o minune atât de mare pentru mine și pentru familia mea, ca să se ducă la o parte suferința care ne macină de atâția ani. E bine, atunci Mântuitorul a certat Duhul cel necurat, pentru că Hristos a schimbat și diagnosticul pus de Tatăl Fiului Său. A venit la Mântuitorul Iisus Hristos și a spus, iată, Fiul meu este lunatic. Dar Mântuitorul a spus că este luptat de diavol și a certat Dumnezeu demonul din el și iată că demonul a ieșit. S-a întâmplat minunea, fraților. S-a întâmplat minunea că Dumnezeu a dat la o parte realitatea omenească și a arătat oamenilor din jur ceea ce se întâmplă, de fapt, în chip duhovnicesc împrejurul lor. A arătat că nu ceea ce este exterior omului supără pe om, ci ceea ce este înăuntrul omului, acelea aduc pentru om chinul și suferința. Nu luna, nu creația lui Dumnezeu a adus suferință în această familie despre care vorbește Evanghelia de astăzi, ci demonul care și-a făcut cuib acolo unde a existat neglijență și unde a existat necredință. De aici a venit toată suferința. Vedeți dumneavoastră, toți avem tendința să dăm vina pentru toate câte le îndurăm, să dăm vina pe lucrurile exterioare nouă. Dacă am băut prea mult, blestemăm vinul și băutura și pe cel care le-a făcut și care le-a inventat, pentru că au fost prea multe pentru noi și acum suferim. Suferim în trup și în relația cu cei din jur. Dacă am căzut în desfrânare, blestemăm pe cel cu care am căzut în desfrânare. Blestemăm pe Dumnezeu care a făcut femeia și bărbatul. Dacă am mâncat prea mult, blestemăm pe Cel care ne-a dat atât de mult. Nu suntem în stare să vedem unde este cauza tuturor lucrurilor. Nu avem o putere de diagnostic la suferința pe care o avem în noi, în sufletul nostru, în familia noastră, sau în societate, sau în întreaga omenire. Hristos trâmbițează încă de la începutul lumii și spune care este suferința, care este diagnosticul la această boală a omenirii. Și spune și care este medicamentul. Dar omul este de altă părere. Întotdeauna cuțitul este de vină pentru crimă și nu inima ta care a pus mâna pe cuțit și l-a îndreptat către aproape de tău. Iată, fraților, care este problema noastră. Și dacă am merge în spitale, și dacă am merge până la urmă și la un mecanic cu mașina, cel mai important moment de întâlnirea cu medicul sau cu mecanicul este diagnosticul. Este cauza
și denumirea cauzei pentru care există suferință. Și este atât de important să nu se pună un diagnostic greșit. Este atât de important să nu bâșbâim, să schimbăm piesă cu piesă până când vom găsi piesa stricată. Și totuși ne place să pierdem atâta vreme și atâta timp cu diagnosticul greșit și cu această lipsă de profesionalism în a ne identifica măseaua stricată din sufletul nostru. Și de ce spun lucrurile acestea? Le spun pentru că însuși Mântuitorul vorbește mai departe în Evanghelie. Ce spune? Pentru că au venit ucenicii la Mântuitorul, l-au tras deoparte într-un loc și i-au spus: Doamne, Tu atât de ușor ai scos demonul din acest suflet de tânăr. Și noi ne-am dat seama că era vorba de un tânăr. N-am stat noi să ne plecăm urechea după cele ce spunea tatăl că este lunatic. Noi știm că suferința vine de la diavol. Dar ce s-a întâmplat de noi n-am putut? Atunci Mântuitorul i-a spus: ei bine, acest neam de diavol nu se scoate decât cu post și rugăciune. Dar ce și cum ne dăm seama și care este acest neam de diavol despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos? De unde știm noi că este dintr-un neam mai rezistent sau dintr-un neam mai slab? De unde știm noi că suferința pe care o avem este pentru post și rugăciune și altă suferință este pentru altceva? Acest neam de diavol nu se scoate decât cu post și rugăciune. Care este neamul diavolilor care trebuie alungat cu postul și rugăciune? Neamul diavolului care, deși aflat în suferință, care luptă pe om, atunci când, deși este aflat în suferință, nu se apropie de Dumnezeu, Domnul. Suferința nu-i topește inima și nu-l aduce înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să mă credeți. N-am prea multă experiență, dar mi-a dat Dumnezeu să văd atâția oameni în suferință care trăiesc într-o nepăsare și într-o indolență față de toate mesajele și față de toate telegramele trimise de Hristos, încât acolo ne dăm seama că este vorba de acest neam de diavol. Suntem bolnavi, suntem cu familia pe chituci, dar nu ne vine nici prin minte că la Dumnezeu este rezolvarea pentru lucrurile noastre. Pentru că noi nu știm că există diavol. Sau dacă există, există doar în povești. Sau dacă există, în niciun caz n-au venit dracii la mine în familie. Sau dacă vin, poate n-o fi chiar ăla care se scoate numai cu post și rugăciune. Și să știți că treaba diavolului cea mai mare este să ne facă să credem că el nu există. Dacă l-am descoperit, dacă i-am văzut vreo codiță, vreun vârf de corp, atunci s-a cam dat de gol și începe să răsară credința noastră. Începe să ne dăm seama că ar trebui să umblăm un pic pe la biserică. Dar pentru că el stă tot timpul ascuns și se ascunde în spatele unui diagnostic de doctor, care se ascunde, cum se ascundea în Evanghelia de astăzi, se ascundea diavolul în spatele lunii. S-a ascuns Dumnezeu după luna pe care a făcut-o, s-a ascuns diavolul după luna pe care a făcut-o Dumnezeu. Iată, știți, nu vedem pădurea de copaci. Nu vedem că tot ceea ce trăim noi este trecător și ceea ce este în spatele a ceea ce este trecător este duhovnicesc
este într-o altă notă și trebuie să o înțelegem într-o altă cheie. Fraților, frământările diavolului, frământările oamenilor vin de la diavol pentru că el are o experiență nemaipomenită. Diavolul niciodată nu va ști ce este în inima noastră, nu va ști ce sentimente poate inima noastră să nască. Însă, din experiența pe care o are atât de vastă cu omul, din ghicitură, din gesturi, din lipsa noastră de a avea pacea lui Hristos, atunci diavolul ne ghicește. Din rutina pe care o avem zi de zi, diavolul ne ghicește. Din mândria și din părerea de sine pe care noi avem, diavolul are material și are cu ce să lucreze. Și el întotdeauna va ști că suntem un trup și un suflet. Și dacă cumva vom avea grijă de trup, va veni cu boli pentru suflet. Și iată că ne va aduce lăcomia, ne va aduce mânia, ne va aduce lucrurile cu care putem noi, ușor, ușor, să dăm la o parte Harul lui Dumnezeu și să facem cuib diavolului. Îndrăznesc să spun că ceea ce a fost crucial în Evanghelia de astăzi este că până la sfârșit Tatăl a descoperit în el nevoia teribilă de a-L avea pe Dumnezeu. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu și n-a crezut în El, încă avea inima împietrită și avea o stâncă de deznădejde că suferința lui va lua sfârșit. Dar în momentul în care s-a întâlnit față în față cu ziditorul și cu puterea lui și cu puterea Harului Său, atunci și-a dat seama că are atât de multă nevoie de Hristos Dumnezeu nostru. Și ceea ce ne recomandă cuvioșii părinți, cu experiență, ceea ce ne recomandă Sfinții Părinți și ceea ce trâmbițează și Sfântul Apostol Pavel și ceea ce vedem că este presurată întreaga psaltire este că trebuie să trezim în noi sentimentul de dor după Dumnezeu. Că ne lipsește Dumnezeu atât de mult în viața noastră, încât să fim în permanență preocupați să punem acest Dumnezeu, să-L punem pe Dumnezeu în locul în care îl simțim gol în inima noastră. Este cel mai ușor să ne dăm seama de lucrul acesta și să trăim lucrul acesta și să ne imaginăm că la fiecare pas ne paște o primejdie din care nu ne mai poate scoate decât Dumnezeu. Și slavă Domnului, viața ne-a adus de multe ori în această situație ca noi să avem experiența unei situații din care nu ne-a scăpat decât Dumnezeu. Și această experiență să o retrăim și să o retrăim cu această conștiință că Dumnezeu trebuie să rămână în inima și în sufletul nostru. Și dacă îl scăpăm, să alergăm și să strigăm la Dumnezeu: Iisuse, scapă-mă! Dumnezeule, iartă-mă! Primește-mă înapoi în brațele tale! Dumnezeule, îndrăznesc să spun, iubește-mă! Deși Dumnezeu ne iubește, dar
avem și noi nevoie să spunem acest lucru lui Dumnezeu. Dumnezeu le iubește, mă, deși știm că Dumnezeu ne iubește. Dar cât ni s-ar înfiora inima noastră când am auzit de la copiii noștri, mamă, tată, iubește-mă. Deși îl iubești și tu știi că îl iubești, te simți mai îndatorat să iubești și mai mult și să-ți arăți și mai tare dragostea față de copilul tău care îți spune în plină frământare, mamă, tată, nu mă înțelegi, dar iubește-mă. Și să știți că opusul acestui sentiment de dor față de Dumnezeu este autosuficiența. Și cei mai mulți oameni, din păcate, a căror pași nu calcă și nu ajung pe la biserică, cei mai mulți oameni suferă de acest neam de diavol care nu aduce odată cu suferința și cunoașterea lui Dumnezeu. Acest neam de diavol care răsare, care plămădește în sufletul omului, această mândrie și această plinătate de sine în care îl dăm afară pe Dumnezeu din noi și ne umplem noi de toată mândria și de toată filozofia vieții pe care credem noi, despre care credem noi că contează atât de mult pentru noi și pentru viața noastră. Iată cele două raportări ale omului din Evanghelia de astăzi. Dor după Dumnezeu sau inimă împietrită și plină de mulțumire de sine. Am întâlnit atâția oameni și dintre cei cu care am colaborat, că poate Dumnezeu de aceea a lăsat să întârziem de atâtea și atâtea ori construirea bisericii noastre, ca să întâlnim tot mai mulți oameni, ca să prindem în malaxorul acesta al problemelor care sunt presupuse de construcția unei biserici, să prindem în malaxorul acesta nevăzut, duhovnicesc, pe care Dumnezeu îl rânduiește cu pronia sa, cât mai mulți oameni, ingineri, muncitori, specialiști, funcționari, oameni de tot soiul, din toate laturile societății, conducători ai orașelor, oameni în funcții publice, toți oamenii cu care a trebuit noi să interacționăm în tot demersul acesta pentru a obține autorizațiile și toate demersurile care vor mai urma. În toată activitatea aceasta am întâlnit tot felul de oameni. Și Dumnezeu, și cu vrerea noastră, și fără vrerea noastră, și cu tot ce ne-am gândit noi, și cu tot ce nu ne-am gândit noi, a trimis într-un fel sau altul câte un cârlig că poate agață vreun suflet. Unii s-au agățat, alții s-au trezit, însă alții, și vă spun că am cea mai mare durere pentru aceștia, deși mulți dintre ei tineri, am întâlnit la ei o situație atât de bună, o stare atât de bună și nu s-au gândit nicio clipă să-i mulțumească lui Dumnezeu, ci s-au gândit să-și aducă lor toate meritele pentru situația pe care o au. Și când a fost vorba, printr-o vorbă strecurată în discuțiile noastre, să se întâlnească cu Dumnezeu, am constatat cu supoare că viața lor este atât de bine organizată încât despre Dumnezeu se va putea vorbi peste câteva zeci de ani. Pentru că ei știu foarte bine cum va trebui să fie evoluția vieții lor și a familiei lor peste 5 ani, peste 6 ani. Am întâlnit
niște lucruri atât de absurde în planurile pe care le aveau, încât știau din cât timp în cât timp ce mașină vor schimba, peste cât timp vor avea următorul copil, peste cât timp vor avea următoarea casă și ce se va întâmpla cu conturile din anumite bănci pe care încă nu și le deschiseseră. Vă dați seama câtă nebunie poate fi făptura unui om care îl scoate afară pe Dumnezeu din inima lui? Și oare nu te doare sufletul când vezi atâta profesionalism și atâta minte ageră și pricepere și sănătate și tinerețe într-un om? Și te doare sufletul că la un moment dat, dacă omul nu se va trezi înainte de lucrul acesta, toate lucrurile în care el nădăjduiește se vor risipi și își va da seama că viața aceasta este umbră și vis. Pentru că nu a pus în graficul vieții sale, nu l-a pus pe Dumnezeu. Dar e o pretenție prea mare să-L pună pe Dumnezeu în viața lui, pentru că el nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar puneți măcar în graficul vieții tale niște momente care apar în foarte multe, în cele mai multe destine ale oamenilor. Boala, necazul, sărăcia, războiul. Sunt atâtea lucruri pe care nu le punem nu le luăm în calcul. Și vedem că drumul este liber, vedem că nu există niciun pericol de niciunde și totuși la un moment dat apare de undeva o cometă și ne scoate de pe traiectoria pe care o aveam atât de bine creionată. Și ne întrebăm oare cu ce am greșit de ne-a lovit această dramă, cu această problemă și tot ce am adunat noi s-a risipit într-o secundă. Pentru că, matematic vorbind și după tot ce am învățat în școală și în experiența de om, nu am greșit cu nimic. Dar vă spun eu cu ce se greșește. Se greșește cu începutul. Noi uităm cine suntem. Uităm că nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să ne naștem și uităm că nu ne va întreba nimeni dacă vrem să părăsim această lume. Ceea ce înseamnă că viața noastră nu este un drept câștigat prin libertatea noastră, ci este o obligație câștigată prin faptul că suntem făpturi ale lui Dumnezeu și că suntem într-o misiune pe acest pământ. Uităm că suntem trup și suflet. Uităm că avem nevoie de Cel care ne cunoaște cel mai bine. Și uităm că trebuie să funcționăm după cartea tehnică a fabricantului. Uităm de Dumnezeu și ne punem noi proprii noștri Dumnezei. Și când nu mai avem soluții, pentru că oamenii din ziua de astăzi nici măcar inspirația de a mai fi proprii lor Dumnezei nu mai au. Să știți că anumiți istorici creștini au privit la Dioclețian și la mari împărați ai Romei, au privit la mari conducători care au făcut ravagii printre creștini. Au privit totuși cu admirație, pentru că au fost, domnule, niște oameni care s-au autodescoperit, s-au construit ei pe ei înșiși fără a avea prototipul. După mintea lor,
Dar au avut această sămânță de originalitate, dar noi nu avem această sămânță de originalitate. Pentru că diavolul se teme să fim originali. Pentru că ceea ce este original vine prin inspirație, iar inspirația vine de la Dumnezeu. Diavolul ne pune pe calapodul chiciului și vrea să fim toți după ceea ce inspiră el. Sau mai bine zis, după ceea ce schimonosește el din ceea ce a văzut că face Mântuitorul Iisus Hristos. Ei bine, fraților, pentru că nu știm să fim proprii noștri Dumnezeu, recurgem la atâtea și atâtea exemple, la atâtea și atâtea modele și ne uităm la tinerii noștri că își schimonosesc frunțile, își schimonosesc brațele, își schimonosesc toată frumusețea și cingășia cu care au fost înzestrați și recurg la modele desprinse din filmele de groază, iertați-mă. Am în cartier niște oameni de care mă îngrozesc numai privindu-i. Și mă gândeam oarecând, dacă va intra vreodată un hoț în casa mea, că voi avea curaj să pun mâna pe o tigaie și să-mi apăr, așa cum știu eu, familia. Însă, credeți-mă, dacă l-aș vedea pe săracul acela noaptea în casă la mine, aș muri de frică. Aș muri de frică, nu că îmi va putea face vreun rău mie sau familiei mele, ci de cât de adânc poate să se demoleze chipul lui Dumnezeu în om. Am fost odată într-un magazin și am văzut o haină, nu știu cum să o numesc, o haină total nepotrivită pentru un om. Chiar am vorbit frumos. Și am întrebat-o pe doamna aceea, asta ca să vedeți lucrarea diavolului, cum ne îmbârligă pe fiecare. Am întrebat-o pe vânzătoarea aceea, doamnă, spuneți-mi, de ce puneți așa ceva la vânzare? Zice, apoi domnule, doar iartă-mă că-ți spun, dar numai așa ceva se caută. Ies cu mintea sucită din magazin și întâmplător sau nu, văd acea haină sau același model de haină pe un apropiat de-al meu. Și îl întreb, măi, spune-mi, te rog frumos, la ce te-ai gândit când ți-ai luat haina asta? Că eu știam că numai haina aia se caută, de aia se vinde. Și el mi-a spus, dorule dragă, iartă-mă, am căutat ceva mai de Doamne ajută, dar nu am găsit decât asta. Deci vânzătorul dă vina pe cumpărător, iar cumpărătorul dă vina pe vânzător. Nu e ceva putred la mijloc? Nu cumva diavolul ne întoarce unii împotriva celorlalți? Și noi stăm cu mâinile în sân pentru că știm că fratele nostru este de vină. Ei bine, fraților, haideți să pornim această luptă în a scoate pe Dumnezeul din noi. În a scoate pe Dumnezeul care se vinde atât de mult la televizor și pe stradă. Că sunt atâtea prognoze la televizor. Și vremea o aflăm de la televizor. Și zodiacul îl aflăm de la televizor. Aflăm și când vor veni seceta, când va veni ploaia. Aflăm și când va veni criza economică.
aflăm și când va începe războiul între anumite popoare, aflăm și când vom putea să ne cumpărăm o casă sau vinde o casă, aflăm atâtea lucruri de la televizor. Și totuși, dacă ne-am uitat un pic în timp, ne-am dat seama că sunt atâtea și atâtea minciuni. Și că mai mult de 90% din toate câte se spun la televizor sunt minciuni dezmințite la diverse perioade de timp. Tot de acolo. Însă noi suntem captivi la aceste prognoze și mai mult de atât, notrește în inima noastră o credință în ceea ce ne vinde televizorul, în ceea ce ne vinde Duhul lumii acesteia. Iar ceea ce contează de fapt, viața noastră duhovnicească, și sunt de puțin timp preot și am constatat un singur lucru la rugăciunile care se spun de către preot în taină sau nu, în timpul Sfintei Liturghii, acolo înaintea feței Sfintei, în fața Sfintei Mese. Toate rugăciunile vorbesc despre Dumnezeu, despre Dumnezeul care este rugat fierbinte să vină la oameni, să dea la o parte păcatele lumii și să ilumineze în viața și sporirea duhovnicească și să vadă lucrurile duhovnicește într-o cheie duhovnicească, să-și vadă întreaga lor viață. Scopul și direcția spre care trimit toate aceste rugăciuni este spre redescoperirea omului, spre curățarea, spre datul prafului la o parte de pe sufletul omenesc, ca să se vadă acolo strălucirea lui Dumnezeu în chip duhovnicesc. Pentru că noi suntem duhovnicești și am aflat din apostolul de astăzi că ceea ce este trupesc moare și ceea ce este duhovnicesc rămâne veșnic. Vedeți la ce ne invită lumea să vedem, vedeți la ce ne invită Dumnezeu să vedem. Vedeți în ce definiția omului credeți? În definiția omenească a omului sau în definiția lui Dumnezeu pe care o învață despre om? Și ar trebui să dăm mai multă importanță la definiția dumnezeiască a omului, pentru că Dumnezeu, așa cum am spus, este Cel care l-a făcut pe om. El este fabricantul. El știe de ce este în stare omul. El știe, Dumnezeu știe de ce cere atâta credință de la om. Pentru că omul este capabil de niște lucruri la care omul nici nu visează. Cum într-o lume ca cea de astăzi să poți să înțelegi oare sultanul turc când l-a invitat pe domnul țării, pe Constantin Brâncoveanu, când l-a invitat după atâta și atâta chin pe care el împreună cu fiii săi l-au suportat în temniță din Vinerea Mare până de adormirea Maicii Domnului. Ei au fost chinuiți și ținuți în temniță în condiții foarte vitrege. Și iată că sultanul l-a chemat pe domnul Constantin ca să își salveze viața și să-și repună familia într-o demnitate pe care este de înțeles că și-o doresc absolut toți oamenii. Să fie în sănătate și cu siguranță sultanul i-ar fi dat și daruri numai să intre în rânduiala pe care i-o impunea sultanul. Și iată că surpriză mare. Școala și învățăturile patristice pe care le-a citit Constantin Brâncoveanu în biblioteca lăsată de unchiul său l-au ajutat pe Sfântul Constantin Brâncoveanu să aibă o viață închinată acestui scop, de a-și vedea viața
și demnitatea sa de domn în, din punct de vedere duhovnicesc. Și s-a văzut responsabil să facă lucrurile duhovnicești pentru neamul său, cu orice preț. S-a pus contra și sfintei alianțe venite de la apus și s-a pus contra și invitației Imperiului Otoman de a se supune regimului politic pe care îl impunea Imperiul dominant. Și iată, cu această conștiință, Constantin Brâncoveanu a rămas înfipt în raiul despre care i-a auzit pe Sfinții Părinți vorbind. Și știa că nimic, nici sănătatea, nici bucuria pruncilor lui nu pot depăși fatalitatea morții. Suferim atâtea lucruri. Și mi-aduc aminte cuvintele părintelui Iustin Pârvu pe care l-a rostit în predica sa, ultima oară când a venit în Dobrogea la mănăstirea Sfântului Iustin Martirul și filozoful de la Cana. Și printre multe lucruri, poate prea înalte pentru mine să le înțeleg, a rostit un lucru pe care l-am pus la inimă. Și vi-l spun și dumneavoastră. A vorbit atunci, bineînțeles, despre mărturisitori și despre mucenici. A vorbit despre cei pe care el i-a cunoscut și care și-au dat viața pentru demnitatea lor de creștini. Și după aceea s-a întors cu vorba în zilele noastre și a rostit un lucru la care mi-am răspuns în mintea mea, așa ceva nu se poate. A spus părintele Iustin că de acum înainte mucenicii nu vor mai fi doar cei care își dau viața pentru Hristos. Mucenicii sunt cei care reușesc să meargă la biserică. Mucenicii sunt cei care reușesc să mai dospească în sânul familiei lor frământătura creștină. Mucenicii sunt cei care știu să mai zâmbească celor din jur. Mucenicii sunt cei care reușesc să facă o faptă bună, chiar și plătiți și neplătiți. Mucenicii sunt cei, până la atâta absurditate a ajuns comparația părintelui, sunt cei care vor reuși să-și facă datoria de soț sau de soție și să spele vasele pentru soția sa sau pentru soțul său, să spele rufele. Aici se va ajunge cu mucenicia. Aici se va ajunge cu cea mai mică picătură de bunăvoință pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Să fim măcar iubitori cu copiii noștri, măcar iubitori cu apropiații noștri. Să avem măcar o licărire de harul lui Dumnezeu, măcar pentru cea mai apropiată ființă din partea noastră. Și atunci vă spun că mi s-a părut absurd. Dar când vedem atâtea mame care nu-și iubesc copiii, când vedem atâția părinți care sunt interesați mai degrabă de aventurile lor sau de carierele lor decât de propriul lor copii, atunci îmi pun întrebarea, oare nu cumva părintele Iustin a avut dreptate? De aceea, fraților, orice s-ar întâmpla, orice ar veni peste noi, că va fi boală, că va fi
persecuție, că va fi tulburare de minți și de suflete printre noi, să avem forța să rostim gândul cel din urmă al fiului Matei, al fiului Sfântului Constantin Brâncoveanu. După ce vom fi nesiguri, după ce ne vom frământa că parcă am renunțat la demnitatea aceasta de om muritor, să ne aducem aminte de cuvintele Sfântului Matei, care a rostit până la urmă un testament cu care noi creștinii știu că avem dragostea și puterea de a-l împlini. Lovește orice ai lovi, vreau să mor creștin. Amin.